Perfect timing, sun is shining, nothing more I need, yeah. If you feel like this your best life, won't you sing with me? Salutare, bine dimineați, bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Eu sunt Juliana Sima și în primul rând vreau să vă urez un dulce la mulți ani, un an fericit, plin de iubire, fericire și toate dorințele voastre să devină realitate, să vă atingeți toate obiectivele pe care vi le-ați propus în anul acesta. Îmi place foarte mult cum sună 2020, mi se pare că am ajuns undeva în viitor. Am vrut să creez acest video la finalul anului, doar că dacă mă credeți, am lucrat în continuu de pe 20 decembrie până pe 6 ianuarie, adică astăzi. Astăzi am avut și eu o zi liberă în care am vrut să planific anul alături de voi, pentru că îmi place foarte mult să aștept pe hârtie planul pe care l-am pentru viitorul an. Pentru că atunci când îmi fac un plan, am impresia că mă îndresc spre o direcție. Dacă nu am planuri sau obiective, am impresia că stagnez și viața mea nu mă duce nicăieri. Dacă ție nu-ți place să-ți faci un plan, e ok, poate tu funcționezi într-un alt mod. Vreau ca anului 2020 să-i dau o temă pentru a-mi contura puțin scopul pe care îl am în acest an. Așadar, în acest an vreau ca să evoluez, să cresc și să investesc foarte, foarte mult în mine. După ce îmi voi crea o listă cu obiectivele și dorințele pe care le-am pentru anul 2020, îmi voi crea și un panou al viziunii în care voi așeza poze cu toate dorințele și obiectivele pe care le am în acest an. Voi așeza acest panou fix lângă pat pentru ca în fiecare dimineață să-l văd și să știu care este scopul pentru care eu mă dau jos din pat și încep ziua. Să mă mențin motivată și să nu mă abat de la drumul pe care îl am în acest an. Am căutat pe Pinterest tot felul de mesaje motivaționale, fotografii care mă inspiră. Sunt aici, le-am și printat. Iar aceste imagini vreau să le pun pe panou. Este un panou simplu, cred că îl puteți găsi și la Jumbo. Nu sunt sigură pentru că eu nu mă aflu acum în România. Folosindu-mă de aceste pinuri, voi pune fiecare poză în panou. O să tragem peste fiecare poză și am să vă explic obiectivele pe care le am. Am să încep cu mine, am să mă pun fix în mijlocul panoului, iar pe lângă mine am să pun toate dorințele și obiectivele pe care vreau să le ating. Deci mă voi pune pe mine în mijlocul panoului. Următoarea imagine pe care o voi pune pe panou este aceasta. Dacă nu acum, când? Prezentul este cel mai important. Dacă nu facem lucrurile acum, în prezent, poate nu o să le mai facem niciodată, pentru că viitorul și trecutul nu există, sunt niște iluzii. Totul există în prezent. Noi acum trebuie să facem acțiunea pentru a ajunge unde ne dorim. În anul 2020 îmi doresc un pic să renunț la perfecționism, pentru că perfecțiunea nu există. Și dacă vrem ca un lucru să-l facem perfect, pot trece ani de zile. Mai bine e să le facem, să știm că am făcut lucruri, decât să așteptăm momentul perfect. Nu, dacă vrem să facem lucrurile, trebuie să le facem acum și cu ce avem la dispoziție în momentul respectiv. Nu trebuie să fie perfecte, pentru că perfecțiunea vine în timp și prin muncă. Așa că voi pune această imagine care spune că lucrurile terminate sunt mai bune decât cele perfecte. De altfel, în 2020 vreau să am curajul ca să renunț la tot ceea ce mă supără și nu-mi hrănește sufletul. Dacă ceva nu o să-mi placă sau nu o să mă facă fericită, nu vreau să amân momentul de a renunța la, nu știu, la un job care mă face mereu să fiu supărată, anxioasă, depresivă sau mai știu eu. Nu, dacă nu sunt fericită și sufletul meu nu e fericit acolo, voi renunța chiar și la oameni, și la joburi, și la lucruri. Următoarea imagine este tot despre prezent, să fim mai prezenți în viețile noastre. Pentru că acum este tot ceea ce contează și ceea ce avem.
În 2020 îmi doresc să am această libertate de a lucra de oriunde vreau eu în această lume, să pot să călătoresc și să nu fiu constrânsă la un job din acela de la 8 la 4, să fiu închisă între 4 pereți și să mă termine psihic acel job. Nu îmi doresc acest lucru și o să încerc să lucrez la această libertate și siguranță financiară pe care mi-o doresc în viitor. De altfel, îmi doresc foarte mult să alerg de câte ori este posibil pe săptămână. Nu vreau să alerg chiar în fiecare zi, dar măcar, nu știu, de 3-4 ori pe săptămână să lucrez. Și îmi place foarte mult că pe această poză scrie să te trezești și să lucrezi la tine înainte de a lucra pentru altcineva. Mi se pare foarte tare și îmi doresc să urmez acest citat. Vreau să călătoresc cât se poate de mult. Doresc să vizitez câteva locuri pe care mi le-am propus. Și vreau să fiu deschisă la experiențe noi, să văd țări noi, culturi noi, pentru că v-am mai spus asta. Călătoritul ne face mult mai deștepți și ne deschide anumite orizonturi. De altfel, în 2020 îmi doresc să fac un curs de fotografie. Vreau să creez fotografii mult mai artistice, mult mai frumoase, care să creeze legături între privitor și fotografie. Sper să pot să lucrez cu Photoshop-ul și să îmi dezvolt această latură creativă din punct de vedere al fotografiilor. Îmi doresc foarte mult ca în 2020 să învăț să pictez și să creez tablouri din acelea artistice foarte frumoase și să învăț câteva tehnici ale picturii. Asta e tot despre pictură. Pictură și creativitate. Îmi doresc foarte mult să-mi dezvolt mai mult creativitatea și partea asta artistică din mine. De altfel, îmi doresc foarte mult să petrec cât mai mult timp în natură. Pentru că cei mai frumos în această lume este natura și viața din aceasta. Îmi doresc foarte mult ca în acest an să meditez cât mai mult și să-mi creez un obicei din asta. Pentru că atunci când medităm, ne putem controla mai ușor mintea și putem lua decizii mult mai bune pe viitor. Îmi doresc foarte mult ca în 2020 să fiu pozitivă și să răspândesc numai energie pozitivă. De aceea o să-mi pun și acest mesaj. Să fiu energia care vreau să o atrag. Pentru că vreau să atrag numai energie pozitivă și bună în jurul meu. Vreau să fiu de altfel recunoscătoare și mulțumită de tot ce am primit și am realizat până acum. Pentru că toate lucrurile bune vin din recunoștință. De altfel, în anul 2020 vreau să-mi sun mai mult familia, mai des. Pentru că cum mă aflu departe de ei, nu am cum să-i vizitez mai des. Așa că ar trebui să-i sun cel puțin o dată la două zile să văd cum sunt, ce mai fac, cum se mai simt, pentru că vreau să fiu alături de ei, pentru că familia este totul. De altfel, obiectivul meu în viața asta este să îmi iubesc jobul. Pentru că noi ne petrecem jumătate din viață la job, la locul de muncă pe care îl avem. Și dacă nu-l iubim și nu-l facem cu pasiune, atunci viața noastră este destul de tristă și nu-mi doresc asta. Îmi doresc să-mi iubesc jobul, să-l fac cu pasiune, cu entuziasm și să muncesc din greu pentru a-mi îndeplini toate dorințele. Și să merg cu zâmbetul pe buze atunci când trebuie să mă duc la job sau să lucrez
la ceva. Să nu mă gândesc că iarăși trebuie să merg la muncă, iarăși trebuie să fac prostia aia. Bă. Poate mie mi se pare o prostie, poate pentru alții este jobul lor, jobul lor de o viață. Deci de asta suntem diferiți și trebuie să facem fiecare ce ne place. Îmi pun și acest mesaj care spune că lucrurile minunate nu vin din zona de confort. Așa că o să învăț să ies mai des din zona mea de confort pentru a obține alte rezultate de la viața asta. Îmi doresc să cred în mine și să știu că tot ceea ce îmi propun poate să devină realitate. Deci chiar se poate și chiar asta îmi doresc. Anul acesta vreau să-l dedic dezvoltării continue, așa că o să citesc toate cărțile care îmi vin în mână. Îmi doresc să citesc o carte pe săptămână. Îmi doresc de altfel să citesc foarte mult anul acesta, pentru că cititul, învățatul înseamnă putere și eu îmi doresc să fiu o persoană puternică, care să aibă totul așa sub control și să văd viața dintr-o altă perspectivă. Anul acesta, de asemenea, îmi doresc să strâng bani. Pentru că vreau să-mi îndeplinesc visul pe care l-am de 3 ani, să spun. Vreau să am o cofetărie, și adică o cafenea-cofetărie, în care să creez prăjiturile mele preferate și să îmi beau la fel cafeaua mea preferată. Îmi doresc foarte, foarte mult lucrul acesta. Dacă nu o să se întâmple anul acesta, nu-i nimica. Acest obiectiv va rămâne pentru anul viitor, dar nu va ieși din lista mea de obiective. Deci îmi doresc foarte, foarte mult să am o cafenea a mea în care să-mi vând prăjiturile și să bem acolo cu toții cea mai bună cafea de specialitate din oraș. De altfel, vreau ca în anul acesta să călătoresc în New York, în Bahamas, pentru că totuși mă aflu în Florida și Bahamas nu este foarte departe de mine, de locul în care mă aflu și vreau să-mi îndeplinesc dorința și asta am avut-o și anul trecut, nu știu de ce n-am fost anul trecut în Bahamas, dar anul acesta nu o să mai evit această dorință, să zic, și am să merg în Bahamas. Să not cu pisicile și cu porcușorii. O să vă arăt poze, dar oricum o să vă iau cu mine dacă o să merg în Bahamas. Nu vă gândiți că scăpați de mine. Și dacă o să ajung în Europa, vreau să merg în Italia. În Italia vreau să merg de câțiva ani, dar n-am reușit încă. Cred că banii mei s-au dus în alte părți. Așa că dacă o să ajung în Europa anul ăsta, nu sunt sigură dacă la vară voi veni acasă sau voi rămâne aici în continuare. Vedem. Și asta va rămâne pe lista mea. Dacă nu anul acesta, anul viitor sigur voi merge în Italia. Este o imagine cu un creier, cu jumătatea creativă și cea rațională. Îmi place foarte tare și da, îmi doresc foarte mult să-mi înfloresc partea creativă a creierului. Așa că voi pune și aceasta pe panou. De altfel vreau ca anul ăsta să visez și să lucrez puternic la toate visele pe care le am. Să fac totul cu dragoste, pentru că fără dragoste nu este nimic posibil. Vreau să creez o prăjitură în fiecare săptămână și să învăț continuu despre pestri și despre prăjituri și despre toată chimia din spatele procesului de realizare al prăjiturilor. În acest an vreau să fiu o persoană matinală care să-i placă dimineața. Din păcate, jobul pe care l-am începe la 4 și se termină pe la 10-11 noaptea. Eu adorm în jur de 1, 2, poate chiar 3 câteodată dacă mai stau cu colegii după program.
și ajung să mă trezesc destul de târziu, câteodată la 11 și nu prea îmi convine lucrul ăsta. Îmi doresc să dorm mai devreme, să dorm pe la 1-12 și să mă trezesc la 1-8 dimineața. Nu vreau ceva ieșit din comun, nu vreau să mă trezesc la 5 dimineața sau mai știu eu, dar cât de cât să mă trezesc dimineața și să-mi formez așa o rutină în care pot să lucrez la mine și la planurile pe care le am. Vreau să fiu mai organizată pentru că am tot fost spontană și câteodată e bine să fii organizată, să spui pe foaie tot ce vrei să realizezi și să se întâmple, pentru că atunci când ești prea spontană, nu pot să zic că e greșit, este foarte bine să fii și spontan, dar mereu trebuie să fie un echilibru, adică să fiu și spontană și organizată, pentru că așa pot crea un echilibru și pot să am o viață mult mai bună. De asemenea, în anul 2020 îmi doresc foarte mult ca pe acest canal de YouTube să creez cât mai mult conținut de calitate cu care voi să vă conectați, din care să vă inspirați, să vă motivați și să ne strângem aici așa o familie frumoasă, numeroasă, să fim, nu știu, îmi doresc să fim 50.000. Nu cred că este imposibil, am văzut și alte canale de YouTube care au crescut într-un an la 100.000 de subscriberi, așa că am să pun aici 50.000. Sper să ne strângem atâția până la finalul anului. De altfel o să-mi pun pe acest panou și Instagramul, pentru că îmi doresc foarte mult să creez fotografii și videouri cât mai frumoase și să-i dau mai multă importanță acestei aplicații. Vreau ca în anul 2020 să mă bucur de toate lucrurile ca un copil, să am un suflet de copil în tot ceea ce realizez, să am entuziasmul ăsta din copilărie și inocența aceea, nu vreau să-mi dispară, vreau să fiu ca un copil tot anul. Aici am să pun și un mesaj care mi-l voi dedica corpului. Spune așa: dragă corpule, te iubesc. Vreau să cred că anul 2020 va fi anul în care îmi voi transforma viața. Vreau să cred de altfel că banii vin cu ușurință la mine. Știu că poate mulți dintre voi să spună că banii nu sunt atât de importanți, dar eu cred că ți-aduc o anumită pace interioară, o anumită siguranță financiară și e foarte important să nu te gândești la ce o să mănânci mâine sau dacă ai bani destui să-ți plătești chiria. Deci, banii sunt necesari. La final de tot voi pune și bine ai venit 2020! Am terminat de creat panoul cu dorințe și obiective pentru anul 2020. L-am creat pentru a mă menține motivată. Pentru că dacă foloseam o agendă și scriam în agendă toate obiectivele pe care le am, era posibil ca până la finalul anului să nu mai deschid acea agendă și uitam de obiectivele mele. Așa că acest panou o să-l pun chiar lângă pat ca să-l văd în fiecare dimineață. Prin acest panou aplic și legea atracției despre care v-am vorbit în videourile precedente. O să pun un link aici dacă vreți să vedeți acel video. Și este foarte important că atunci când avem un gând, o idee, o dorință, să o materializăm printr-o imagine, printr-un cuvânt, pentru că așa o putem să-i dăm viață și este o posibilitate mai mare să devină realitate. Îmi place super, super mult, am pus aici toate dorințele și toate obiectivele pe care le am. Dar este foarte important ca aceste obiective să le transformăm în acțiuni zilnice. Pentru că dacă noi ne uităm la acest panou, ne poate speria puțin, poate ne gândim că nu putem să realizăm tot ce ne-am propus sau toate dorințele pe care le avem. Dar dacă noi o să ne facem un obicei în fiecare zi, de exemplu, dacă vreau să citesc o carte pe săptămână, în fiecare zi să citesc, nu știu, 30 de minute sau 60 de minute, ca să pot să citesc la final de săptămână o carte. La fel și cu YouTube. Dacă vreau să ajung să am 50.000 de subscriberi, eu trebuie să îmi fac un obicei de a pune un video pe săptămână pe canalul meu și a încerca să-l fac cât mai calitativ posibil și cât mai bun
din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al conținutului. Vă doresc și vouă să realizați ceea ce vă propuneți și să-mi lăsați un mesaj dacă v-a fost de folos sau de ajutor acest video. Vă pup foarte mult, vă doresc un an minunat, plin de împliniri și ca toate obiectivele voastre și ale mele să se îndeplinească și să fim aici fericiți în continuare pe YouTube. Vă pup și ne auzim în videoul viitor. Mua! Perfect timing, sun is shining, nothing more I need.